Bună, dragii mei prieteni din Zodia Rac și bine v-am regăsit la un nou tarot horoscop pentru luna iulie. Dacă nu sunteți abonați la canalul meu, puteți face acest lucru apăsând butonul Abonează-te. Dacă doriți să primiți notificări de fiecare dată când postez un clip nou, puteți apăsa și acel clopoțel. Da, de lângă acel cuvânt abonează-te sau subscribe. Voi începe acest tarot horoscop, aceste previziuni, cu un mesaj de la îngeri. Îngerul Zana vă transmite mesajul pentru luna iulie, că în această lună ești protejat, ești protejată de tot răul. Ce a fost mai rău a trecut. Îți cer să te relaxezi și să te simți în siguranță. Poate unii dintre voi ați avut farmece făcute, poate unii dintre voi ați simțit o energie negativă sau o energie malefică, da, în lunile anterioare. Poate ați făcut ritualuri de dezlegare. Poate, eu știu, ați citit rugăciuni. Nu știu ce ați făcut. Principalul este că luna iulie pentru voi vine ca o protecție divină. Uite, acum te protejezi în această lună. Da, divinitatea vine și curăță acele energii negative, în sfârșit le îndepărtează, nu trebuie să-ți mai fie teamă, poți să mergi înainte, poți să-ți alegi drumul, poți să te desfășori, poți să-ți faci noi prieteni, poți să-ți faci o nouă relație dacă îți dorești. Dar casa ta, familia ta este protejată, îngerii te veghează atât pe tine cât și casa ta, familia ta, membrii familiei tale. Merg mai departe, dragii mei, cu mesajele din tarot pentru voi pentru această lună și voi începe din punct de vedere a sănătății, cum va fi această lună pentru voi. Deja mi-au căzut niște cărți, le voi interpreta pe acestea. În regulă, văd aici o răsturnare de situație. Nu aș putea să vă spun exact de la ce vine acest lucru. Nu aș putea cu exactitate să vă spun, doar în etalările personale, private și detaliate, dar trebuie să fiți atenți, aș spune eu, la o anumită persoană care încearcă cumva să vă provoace un rău, un stres sau să vă inducă o teamă, da? Sau o stare de neîncredere. Aici văd pentru voi anumite probleme, da? Care țin de partea, da, psihică, deci nu de cea fizică. Da, sub forma unui stres, sub forma unei temeri, dar această teamă indusă de o altă persoană. Da? Este ca și cum o persoană vine și vă întoarce lumea, cum se spune, cu capul în jos, da? Vă debusolează, ceva vă debusolează. Merg mai departe, din punct de vedere al locului de muncă, din punct de vedere financiar, al carierei. Să vedem ce mesaje primesc pentru voi de la tarot, de la cărțile de tarot. O preocupare, răzgândire, nu știți ce să faceți, nu știți încotro să o luați. Ceva nu funcționează, ceva nu merge. Nu mai vedeți partea plină a paharului.
poate mulți dintre voi se vor răzgândi. Nu mai câștig destui bani la acest job, dar trebuie să mă reorientez, trebuie să fac ceva, trebuie să iau, nu știu, taurul de coarne și trebuie să mă îndrept spre altceva, pentru că nu mai câștig cât câștigam, veniturile nu mai sunt la fel. Este o îngrijorare, da? Acest 8 de spade poate să vină și cu un blocaj, poate să vină cu o anumită invidie, cu anumite blesteme, dar din partea altor persoane care efectiv vin și vă blochează căile, câștigurile nu mai sunt la fel, banii nu mai vin la fel, da? O să vă reorientați, vă gândiți, vă preocupați. Roadele nu mai sunt aceleași. Da, deci anumite probleme care țin de locul dumneavoastră de muncă mi-arată pentru voi, pentru această lună, o preocupare destul de, să spunem așa, intensă. Merg mai departe. Să vedem din punct de vedere sentimental. Nici aici lucrurile nu stau foarte bine. Eu cred că voi, per general, aveți anumite temeri, ori sunteți sau ori veți fi în această lună foarte încăpățânați. Este ca și cum vă faceți unele planuri, poate planuri prea mărețe sau veți avea în această lună așteptări prea mari. Și atunci când ai așteptări prea mari, da, s-ar putea să, da, la cum mi-arată cărțile, s-ar putea să nu obții chiar tot ceea ce îți dorești sau chiar tot ceea ce ți-ai propus. Din punct de vedere sentimental, clar, aici ori veți simți povara, veți simți așa o povară, ca și cum eu duc greul acestei relații. Doar eu trebuie să fiu cea sau cel care, nu știu, se descurcă, doar cel care, să spunem așa, îmi vine în minte, duce gunoiul, doar cel care trebuie, nu știu, să rezolve problemele familiei sau problemele cuplului. Dragii mei, având aceste cărți, este clar că luna iulie vine pentru voi și cu o nemulțumire din punct de vedere sentimental. Totuși văd optimism, voi trece, va fi bine, dar totuși așa cu o stare generală, da, generală de stres, de nervozitate, de teamă, de aoleu, dacă se întâmplă, aoleu, dacă intru în încurcătura aia, nu știu, să mă duc spre altcineva mi este greu, da? Mai bine stau, privesc, mă adaptez la situația care este în acest moment, dar nu văd despărțire, nu văd să vă despărțiți, văd totuși, da, adaptabilitate, așa, mă adaptez. Încerc, nu știu, să văd cum fac să fie bine. Da? Anumite lucruri clar vor depinde și de voi, da, sau depind și de voi, da, să ca această relație, să spun așa, ca această relație să funcționeze în continuare. Poate ar trebui, nu știu, celălalt, să spun așa, cealaltă persoană din viața voastră să mai lase de la el sau să vă mai sară în ajutor. Pentru cei singuri, aveți posibilitatea să cunoașteți, da, avem această regină care totuși este o energie destul de importantă, dar de regulă, având și acest paj de bâte,
vine cumva ca și cum vine repede și pleacă repede. Da, eu cel puțin așa văd focul. Da, fiind cărți care sunt de foc, ceva se aprinde, dar cum se aprinde așa și trece, da? Pentru că avem și această povară. Da, puteți începe, eu știu, o idilă, dar o idilă nu știu cât va ține sau nu știu cât va ține acel foc sau acea dragoste sau acea atracție. Da. Dragii mei, vă îmbrățișez, vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să-mi lăsați un comentariu, nu uitați să lăsați un like. Pe curând!